Vineri seara, aproape de înserat, un bărbat în vârstă de 40 de ani, împreună cu un tânăr de 19 ani, ambii din Chiher, s-au dus în pădure, mai exact în zona numită Gura Lupului, pentru a pune mâna pe urs. L-au prins în cursa cu lanț, după care, cu o rangă și un topor, au reușit să-l omoare. Iar pentru că prada nu era una tocmai ușoară, bărbații au venit pregătiți și cu o căruță să transporte animalul pe care l-au omorât cu atâta sete. Dar, surpriză, pe când se chinuiau mai bine să urce ursul în căruță, au dat nas cu autoritățile. Lucrători din cadrul serviciului arme, exploziv și substanțe periculoase Mureș i-au prins pe braconieri exact în toiul faptei, astfel că prada a fost confiscată, iar ei sunt cercetați acum în stare de libertate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de braconaj. Ei riscă acum o pedeapsă cuprinsă între 3 și 10 ani de închisoare. Valoarea prejudiciului creat este de numai puțin de 40.000 de euro.